Profesorii mi-au spus anul acesta să merg la facultate, dar eu nu i-am ascultat. Și acum sunt pe scenă la TEDx. Sunt foarte bucuroasă să fiu aici, în special deoarece tema centrală a zilei este viitorul. Așa că dacă toată lumea vorbește despre viitor, asta voi face și eu. Mi se pare pur și simplu fascinant faptul că ne aflăm pe o curbă exponențială și că tot progresul din jurul nostru are loc în ritmuri accelerate. Spre exemplu, Eric Schmidt, fostul CEO al Google, a făcut un studiu prin care a descoperit că dacă am luat toată informația care s-a creat de la începutul civilizației până în 2003 și am digitalizat-o, în anul 2010 eram capabili să generăm același volum de informații în două zile, iar în 2014 în numai 10 minute. Mai mult, Ray Kurzweil prezice că până în 2030, nanoboții ne vor conecta neocortexul la cloud, oferindu-ne acces la toată informația din lume în secunde. Vom fi superumani. Ei bine, în acest context eu mă duc la școală, unde ce mi se spune? Cum sunt pregătită pentru un astfel de viitor extraordinar? Fii cu minte, ia note mari, ia-ți bacul, du-te la facultate, ia-ți un job safe și stabil și stai acolo cât mai mult posibil, dacă ai noroc în viață. Ei bine, sfaturile acestea sunt date doar din intenții bune și probabil sunt cele mai bune sfaturi pe care profesorii mei le-au primit de la profesorilor, aceștia le-au primit de la profesorilor, de la profesorilor și tot așa. Tot așa până ajungem în 1800. În contextul... Mulțumesc! În contextul despre care am vorbit la începutul talk-ului. Ei bine, toate aspectele astea mă fac să cred că sistemul nostru educațional nu este pregătit pentru un viitor exponențial. Tocmai de aceea am creat iXperiment. iXperiment este primul accelerator de startup-uri pentru liceenii din România, un laborator în cadrul căruia adolescenții vin cu cele mai creative idei prin care pot salva viețile oamenilor, rezolva problemele comunității și genera inovație. Iar noi le oferim toate resursele necesare pentru a face ca asta să se întâmple. Programul durează 4 luni, iar în cadrul fiecărei luni tratăm o altă etapă a lansării unui startup. Ideate, innovate, initiate și iterate. Iar la sfârșit, toate startup-urile de liceeni formate participă în cadrul unei competiții, în cadrul căreia selectăm cel mai inovativ startup cu cel mai mult impact social, iar aceștia primesc o bursă de $5.000 în cadrul unui accelerator din Statele Unite. Ei bine, de ce facem noi asta totuși? În primul rând, toți adolescenții trebuie să experimenteze gustul antreprenoriatului cât mai repede posibil. Și cu toate că sistemul educațional are foarte mult potențial, foarte multe idei și creativitate, idei fezabile, nu are resursele necesare. Și mă refer la sistemul educațional public. În același timp, dacă mergem în sectorul privat, avem foarte multe resurse și antreprenori extraordinari care chiar vor să contribuie. Ei bine, prin iXperiment, noi unim aceste două sisteme și lăsăm pe oameni, pe tineri, alături de antreprenori, să creeze chestii extraordinare și să creeze viitorul. Mai mult, antreprenori, adolescenții, de fapt, trebuie să înțeleagă că se află pe această curbă exponențială și că, precum spunea Steve Jobs, toate lucrurile din jurul nostru au fost create de oameni care nu sunt mai inteligenți ca noi. Tinerii trebuie să știe asta și să se comporte ca atare. Cel mai important, am creat iXperiment pentru a genera impact exponențial. Și la ce mă refer prin asta? Nu doar participanții în cadrul programului au de beneficiat, ci acești tineri merg în comunitățile lor, își creează echipe de antreprenori de vârsta lor, colegi, prieteni în școală, și la rândul lor generează din nou impact în societate prin startup-urile care le formează. Astfel perpetuăm în continuu impactul și creăm impact social nu liniar. Ok. Mulțumesc. N-am terminat. Până în momentul de față, am creat un program pilot care a mers mai bine decât ne așteptam. Am avut mai mult de 60 de aplicanți din toată țara, am adunat un număr de 30 de elevi liceeni, cei mai creativi din țară, și am adus în Cluj-Napoca. Aceștia au creat 7 startup-uri în cele mai diverse domenii, educație, sănătate, social, etc. Aceste 7 startup-uri au fost susținute de mai mult de 15 antreprenori și companii. Și mai mult, fiecare echipă de antreprenori are propriul mentor. Un antreprenor
de top din România sau din afară. iXperiment a avut mai mult de 30 de apariții media în Wharton Business School, în afara țării sau în țară, pe startup.ro și multe altele. Și cel mai important, totul a fost creat de tineri. Niciunul dintre noi nu are mai mult de 20 de ani și noi am făcut totul de la A la Z. Noi am mers în sistemul privat și am adus antreprenori și companii alături de noi. Noi am mers în sistemul educațional, am adus tineri și profesori alături de noi și am creat această mișcare. Și vom continua să facem asta. De ce? Pentru că viziunea noastră este să creăm cea mai mare mișcare a liceenilor antreprenori din România. Cu toate că știm că sistemul nostru educațional nu este pregătit pentru un viitor exponențial. Ei bine, nu încă. Mulțumesc!